Bună, prieteni! De ce iubim sportul? Fiecare dintre noi poate răspunde la această întrebare în moduri diferite, dar cred că majoritatea veți fi de acord cu faptul că sportul creează multe emoții, atât sportivilor cât și fanilor. În acest videoclip veți vedea cele mai amuzante momente din sport. Dacă sunteți curioși să le vedeți, apreciați filmulețul cu un like. Iar dacă doriți o doză dublă de energie de la Divers, vă recomandăm un nou canal de-al nostru care se numește Divers Show. Intrați și priviți cele mai tari episoade, apreciați filmulețele și abonați-vă! Cu siguranță veți afla multe lucruri interesante în fiecare zi. Un fan înrăit al fotbalului s-a îmbrăcat în echipamentul sportiv a unei echipe și a ieșit pe teren. Acesta nu se deosebea de ceilalți jucători și chiar a reușit puțin să joace. Este uimitor cât de inventiv pot fi fanii. Se pare că pentru a-și ajuta echipa preferată sunt gata de orice. Mascotele echipelor nu doar susțin și încurajează sportivii, dar și distrează fanii. Pentru asta se folosesc o varietate de metode, majoritatea fiind foarte amuzante, cum ar fi un tort peste față. Priviți cât de interesant a sărit această minge. Să fi vrut că nu se primea așa un truc. Noi nu putem explica acest sărut. Oare ce-o fi asta? Uneori, emoțiile din tribune se revarsă pe tot terenul. Nici paza nu poate face față mulțimei de fani. Aici vedem cum un număr imens de oameni au pătruns pe teren în timpul meciului. Nu cred că așa ar trebui să se comporte adevărații fani. E clar că aceștia strică jocul. Din cauza pandemiei, fanii trebuiau să fie în tribune cu măști, dar acest bărbat nu s-a limitat doar la una. Unii visează să facă o fotografie cu idolul său, iar alții... Puteți vedea și singuri. Se pare că acesta poate fi numit un vis împlinit. Dacă sunteți de părere că fotbalul nu este pentru fete, pur și simplu priviți acest video de mai multe ori, apoi încercați să repetați acest truc. Iar acești fani nu au făcut nimic rău, dimpotrivă, au vrut doar să-și susțină sportiva îndrăgită. Dar balustrada nu a rezistat și toți oamenii au căzut. Dacă m-ar întreba cineva ce sport mi se pare cel mai periculos din lume, aș arăta aceste imagini. Aceste trucuri sunt extrem de periculoase și nu înțeleg ce tărie de caracter au acești motocicliști. Deseori, cele mai amuzante lucruri se întâmplă în tribune. Priviți ce ocupație interesantă are acest băiat. Dacă vei alerga după doi iepuri, nu vei prinde niciunul. Acest bărbat a rămas și fără minge și fără mâncare. Săriturile cu prăjina sunt foarte periculoase și deseori sportivii au de suferit. Dacă prăjina se rupe, sportivul poate cădea de la o înălțime mare și poate fi traumat. Dar de această dată totul a fost în regulă. Acest fotbalist a decis să ia o gustare în timpul meciului și a mâncat o banană. Jocul e joc, dar ora de masă nu poate fi amânată. În urma acestui meci, eroii principali nu erau cei care au marcat golurile, dar acest cuplu. O cerere în căsătorie pe terenul de fotbal arată destul de neobișnuit. În ultimul an, am purtat atât de mult mască de protecție, încât mi se pare că am purtat-o toată viața.
priviți, acest tânăr a uitat să o scoată când a vrut să bea apă. Cred că multora li s-a întâmplat aceeași situație. Cursele de mașini sunt destul de periculoase. Această mașină a alunecat, dar datorită profesionalismului șoferului, a continuat să lupte pentru victorie. Jucătorul de tenis întâmplător a pus mâna pe pieptul fetei, dar se pare că aceasta are simțul umorului și nu a făcut haz de necaz. Priviți cât de bine această fotbalistă controlează mingea. Cristiano Ronaldo în variantă feminină. Rivalii de pe teren nu înseamnă dușmani în viață. Cristiano Ronaldo i-a dat o mână de ajutor lui Edinson Cavani când acesta și-a fracturat piciorul. Acest fotbalist întâmplător și-a dezbrăcat adversarul. Cred că video ar fi fost mai picant dacă această situație se întâmpla în timpul unui meci de fotbal feminin. Voi ce fotbal iubiți mai mult, masculin sau feminin? Scrieți în comentarii! Mulți oameni iubesc sportul pentru imprevizibilitatea sa. S-ar părea că portarul a reușit să protejeze poarta, dar în câteva secunde s-a întors roata. Sportivii lucrează mult pentru a atinge rezultate bune, dar atunci când un atlet renunță la competiție pentru a-și ajuta adversarul, dă dovadă în primul rând de omenie. În ring puteți vedea multe, dansuri, cascadorii acrobatice. Acest boxer nu doar luptă, el demonstrează un adevărat spectacol. Atât, prieteni! Dacă v-a amuzat acest videoclip, puneți like și scrieți un comentariu. De asemenea, abonați-vă și apăsați clopoțelul ca să nu pierdeți niciun episod.